Mama mea cu suflet bun, dacă aș putea să adun, mamă, ani mulți cât să fac o mie, și cu drag ți-aș da ție. De această dată vă salutăm din Pocriaca cu o surpriză frumoasă pentru doamna Tinca, care astăzi este sărbătorită. O surpriză venită cu toată dragostea din partea persoanelor dragi, așa că rămâneți cu noi să o surprindem și să-i urăm călduros la mulți ani. Surprize la domiciliu. Noi oferim emoții. Bună ziua! Și la mulți ani vă spunem! Noi suntem echipa Surprizii la domiciliu Iași. Foarte frumos. Astăzi știm că sunteți sărbătorite. Da, da. Venim la dumneavoastră cu o surpriză, da, din partea cuiva drag dumneavoastră. Mulțumesc, mulțumesc. Să vă întreb pe dumneavoastră, dacă cumva bănuiți dumneavoastră, cine v-a pregătit această surpriză? Ia să ne uităm aici la... Florile sunt pentru dumneavoastră, doamna Tinca. Eu am să mai las din cadouri aici pe masă, ca să nu vă fie greu. Să știți că sunt cei dragi ai dumneavoastră, care astăzi și-au dorit din toată inima să ajungă măcar un piculeț la dumneavoastră și ca să reușească să vă sărbătorească cu toții. Da, mulțumesc. Avem și tortulețul aici, cu la mulți ani. Tot pentru dumneavoastră este. Îl punem aici, nu îi trebuie să-l țineți în braț. Doamna Tinca, noi o să vă cântăm la mulți ani din partea celor dragi dumneavoastră, după care aflăm și ce au astăzi să vă transmită. Pentru că avem și câteva gânduri pentru dumneavoastră. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. La mulți ani vă spunem. Să știți că cei dragi dumneavoastră, chiar dacă sunt departe, n-au uitat de ziua cea mai importantă, de ziua mamei. Iar acum avem și câteva gânduri scrise din suflet care spun așa: mama este cel mai de preț suflet pe care îl are un om alături de el. Ești persoana care ne-a dat viață, ne-a îngrijit și care ne iubește și ajută necondiționat. De asta vrem să-ți mulțumim, mamă, pentru sfaturile tale valoroase, pentru că întotdeauna ești gata să ne asculți și să ne înțelegi. Ochii tăi să strălucească întotdeauna de fericire, visele tale și dorințele tale să se adeverească, să te facă fericită. Din toată inima îți doresc sănătate, liniște și milioane de motive pentru zâmbete. Îți mulțumesc și îți urez un la mulți ani, mamă. Cu ocazia zilei de naștere, fiica Doina, ginerile Daniel, nepoții și strănepoții îți urează un sincer la mulți ani, multă sănătate și Dumnezeu să ne țină mulți ani alături de noi toți. Te iubim și așteptăm clipa revederii. La mulți ani! Iar acum, dacă ați avea să le spuneți și dumneavoastră ceva, să le transmiteți ceva. Doiniții, la nepoți. Îi doresc multă sănătate și fericire, că are nepoți, gineri, are, de toate are și e să facă. Și cu Doamne ajută să ajungă aici la dumneavoastră. Să ajungă, să ajungă, bine. Iar acum noi pentru dumneavoastră mai avem și o melodie pregătită din partea fiicei dumneavoastră, care dorește să o ascultăm împreună. Da. Dacă aș putea să adun, mamă, mama mea cu suflet bun, dacă aș putea să adun, mamă, ani mulți cât să fac o mie, și cu drag ți-aș da ție. Să fii tânăr mereu, să trăiești cum trăiesc eu, mă. Necăjită, mai crescut, mamă.
necăjită n-ai crescut, mamă. Și ție când nu ți-e bine, eu nu pot fi lângă tine. Tu ești plină de durere, am și eu grijile mele. Când ajung la tine, tu faci tot să-mi fie bine, mamă. Mamă, când ajung la tine, tu faci tot să-mi fie bine, mamă. Îmi vorbești cu glasul din și crezi că sunt iar copil. Mă dezmierzi cu o sărutare, parcă uiți că sunt o mare. La mulți ani vă spunem, doamna Tinca, să fiți sănătoasă. Mulțumesc frumos, doamnă, Dumnezeu v-a adus la mine. Să vă bucurați de tot ce-i dragi ai dumneavoastră. Tare mă mai bucur, tare mă mai bucur. Parcă am întinerit acum când mă văd. Să fiți dumneavoastră sănătoasă, să lipiți mereu sprijin și alinare și cu Doamne ajută să ajungă cu toții aici aproape de dumneavoastră. Chiar dacă sunt departe și au dorit astăzi, vă simțiți dumneavoastră sărbătorite. Da, da. Și să știți că mereu sunteți în inima și în gândurile lor, acolo unde sunt. Da, sigur că sunt. Și dacă sunt mama lor. Și rugăciunile dumneavoastră ajung până acolo. Și ajung tare, mă rog, la dânsă să-i apere Dumnezeu. Pe un s-o dus din lumea asta, tăți împrăștieți. Și am rămas aici, anima noi, sigur. Au să vină așa străinătățile, că... Toți din nevoi sunt plecați acolo și... Din nevoi, sigur, că dacă ai așa, nu cu și trei.